și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Deși Mântuitorul folosește deseori cu tot o altă sintagmă. Taci și să nu spui nimic, vezi să nu spui nimic nimănui, sau fie ție după credința ta, și cu asta se încheie discursul lui Iisus Hristos. De data aceasta, Iisus Hristos alege un alt mod de pedagogie și de predare a învățăturii Evangheliei. Dacă ați fost vreodată în Țara Sfântă, vă aduceți aminte că atunci când traversăm lacul Genizaret sau Marea Galilei, odată urcăm pe sub orașul Tiberias, pe la Magdal, și în partea opusă se vede podișul Golan. Pe partea opusă lacului este ținutul Ghergesenilor, locul unde are loc minunea în care Mântuitorul izgonește demonii, care ieșind din porci se duc și aruncă porcii mare, ieșind din respectivul demonizat, și oamenii cer lui Iisus pentru paguba economică să plece din ținutul acela. Adică este exact ce vedem noi astăzi, prin expresia și murmurul multora, și ce dacă crezi în Dumnezeu? Ce mare folos ai în urma credinței dacă toate țările care cred în Dumnezeu sau sunt creștine sunt săraci, iar țările occidentale care s-au aliniat normelor umaniste, dacă vreți, și normelor de viață consumeriste, trăiesc bine și au de toate. Deci este o întrebare foarte des întâlnită și un răspuns foarte des adresat. Du-te să vezi cum trăiesc occidentalii și ei nu au atâta treabă cu Dumnezeu. Evident că această formă de expresie a gherghesenilor se manifestă în zilele noastre la orice pas, pentru că omul crede că este făcut numai pentru a trăi veșnic. Însă lucrurile nu stau chiar așa. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului. Să ne întoarcem la ideea de ce ar fi ales Domnul Iisus Hristos această formă de pedagogie, să facă o minune și apoi să lase pe cel asupra căreia s-a săvârșit minunea să povestească el mai departe ce s-a întâmplat. Noi știm că credința vine prin auz. Mântuitorul le spune apostolilor, mergând învățați toate neamurile. Noi știm că Mântuitorul le-a spus apostolilor, luați Duh Sfânt. Au fost convinși vreodată apostolii că au luat Duh Sfânt? N-au fost convinși. Din contra, la înviere s-au ascuns și au fugit. Când a înviat Hristos, s-au și îndoit. Ca drept dovadă că avem mustrarea de la Luca, oză bavnicilor cu mintea și cu inima, oare nu trebuia să pătimească Hristos și apoi să intre în slavă? Și le-a vorbit toate scripturile, începând de la Moise, de la proroci, de la psalmi până la el. Mai mult decât atât, le spune a doua oară, pace vouă, luați Duh Sfânt, mergând învățați toate neamurile, și iarăși nu sunt convinși. Le spune și ce au de făcut mai departe, ce veți lega, legat va fi, ce veți dezlega, dezlegat va fi, și cele ce veți ținea, ținute vor fi. Nu i-a convins. Dar când Duhul Sfânt a venit la cincizecime, în chip de limb, ca de foc, în mod văzut, atunci apostolii au ieșit la propovăduire fără să mai aibă vreun temei sau vreo oprire sau vreo motivație de a mai avea vreo abținere, că Duhul Sfânt nu lucrează asupra lor. Mă întreb, până atunci n-ar fi crezut apostolii că Duhul Sfânt este asupra lor? Ba da. Dar omul se încredințează prin adeverire. Credința vine și din vedere. Dacă vom citi cele 12 volume de Viețile Sfinților din timpul anului, recomandabil să aveți în casă luna din care vă face parte numele pe care îl purtați, să vedeți cam ce au pătimit primele 3 secole creștine, creștinii ca să se temeluiască biserica, Tertulian,
sângele martirilor, sămânța creștinilor, veți vedea că în tot conținutul acestor sinaxare scrie clar. Și văzând oștenii că mucenicul nu a cedat și a avut încredere în Dumnezeu și că nu ardea și nu-l mâncau lei și îi tăia capul și el era viu sau îi scotea carnea de pe el și creștea la loc, s-au convertit, s-au întors la Dumnezeu și au mărturisit și ei pe Hristos. Deci credința prin vedere aduce mult mai mult temei decât credința prin vorbire. Deseori și noi ascultăm mult cu urechea, deseori și noi primim foarte multă informație și nu o selectăm. De ce am devenit neselectivi? Pentru că suntem bombardați cu informație. Am să vă dau o pildă simplă și la obiect. Se spunea, sau poate să spune, că în timpul vechiului regim, ce să vezi la televizor în 2 ore? Foarte interesantă întrebarea și cu aspect constructiv, în sensul că așa era. Dar eu întreb acum, ce să vezi la televizor în 24 de ore? Deci dacă atunci îți dădea o informație scurtă și la obiect, sau era o informație de tip indus, trebuie să facem, trebuie să creștem, trebuie să realizăm, trebuie să depășim, trebuie să fim cei mai buni, trebuie să fim cei mai tari. Și se crea un impuls de curaj și omul prindea acel demaraj, ca să spunem, ca bicicleta, când îi mai dai 2 pedale și apoi îi dai drumul la vale să meargă singură. Exact așa făcea și această mass media, care la vremea respectivă, dacă mi-aduc aminte și voi vă aduceți aminte, pentru că mulți aveți aproape de 50 de ani, o să vedeți că era un simplu buletin de știri, muzică populară și o emisiune din viața satelor, în rest nimic în plus. Ei, pe când astăzi, când toată mass media urlă, țipă, strigă și vine la dispoziție cu tot felul de cancanuri, cu tot felul de mizerii, cu tot felul de injurii, cu tot felul de insulte, cu tot felul de acuze, cu tot felul de contraziceri, un fel de ghiveci din ăsta verbal interminabil, lumea, nelimitând binele de rău și neavând atitudinea selectivă, ia totul angro, de asta și format angrourile, de unii cumperi tot ce vrei, și magazin cu 70.000 de sortimente ca să te îmbeți intrând în el, oamenii au devenit consumeriști și din punct de vedere auditiv și din punct de vedere ocular, a văzului, a imaginii. De aceea, dacă ați fost atenți, când se întipărește o imagine, când noi facem o reclamă la ceva, reclamele nu vin lent să explice ceva concret. Trec așa ca flash-urile, ca fulgerile. Și tu, curios, să o mai vezi odată, să înțelegi despre ce e vorba, să înțelegi despre ce e cazul și spui, lasă că cumpăr eu produsul și citesc acolo. Tocmai ăsta este și scopul, tu să cumperi produsul. Ei, la fel și Iisus Hristos folosește aceeași pedagogie de data aceasta și spune așa, stai tu în ținutul tău la casa ta și spune ce bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Dacă ar fi mers informația din gură în gură, putea să devină alterabilă și nu în mod întâmplător. Tot ținutul Gherghese era o zonă unde oamenii credeau foarte mult în vrăjitorie și în duhurile necurate, erau practicele oculte, le mai găsim și în Endor, când îl găsim pe Saul plecat pe acolo și el plau vrăjitoare, îți vadă dacă mai este împărat înaintea lui Dumnezeu. Și oamenii credeau foarte mult în aceste secunde și infecte credințe false în duhuri, în draci, în tot felul de nenorociri pe care le făceau vrăjitorii timpului, în tot felul de idolatrii. Și n-ar fi înțeles niciodată minunea pe care a făcut-o Hristos. Era nevoie de un mărturisitor, exact cum îl mai găsim odată după Paște, la Înviere, pe orbul acela ce s-a spălat la scăldătoarea Siloam. Întrebat mereu de cei care îl vedeau, cum tu erai orb din naștere? Da. Cum și tu acum vezi? Da. Și cum vezi? Păi văd, cel ce mi-a pus mâna pe ochi și mi-a zis să mă spăl, el m-a făcut să văd.
Și la un moment dat vedeți că orbul primește o anumită înțelepciune divină care pleacă nu din credință sau din frică, nu din teamă sau din necredință, ci din pornirea interioară. Dar ce mă tot iscodiți atâta? Vreți să vă faceți ucenicii lui? Vă aduceți aminte ce val de furie a reușit să strânească orbul asupra lor? Că le-a pus această întrebare, ei care căutau prilej să-L omoare pe Iisus și să scape de El, acum să vadă că un om din naștere vede. Și așa și consemnă Evanghelia. Cine a mai văzut vreodată un om orb din naștere să vadă? Vedeți ce interesant? Auzi, un om orb din naștere să vadă. Nimeni n-a mai făcut aceasta. Iarăși când învie Lazar, la fel. Cine a mai văzut un om mort să fie viu? Cine a mai văzut un om să învieze un om mort? Deși Iisus Hristos le spune, de veți crede în mine, totul este cu putință și eu sunt Domnul sau Stăpânul vieții și al morții. Vedeți, să cere o anumită acuratețe de ascultare. Eu sunt Domnul vieții și al morții. Adică vezi cine face acest lucru. Aceasta înseamnă selectivitatea. Și spune mai departe că selectivitatea s-a făcut la mare viteză. Tot poporul urma pe Iisus și striga Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, dar deopotrivă și fariseii deja lucrau și ei la selectivitate și a spus clar, domnule, problema nu-i bună. Dacă noi nu-l ucidem pe omul acesta, tot poporul va merge după el. Au tras și ei o concluzie. Și atunci au căutat prilej să-l omoare pe Iisus.